Polițiști, jandarmi, pompieri, economiști, doctori sau tineri cu alte meserii, dar toți pasionați de sport, și-au propus să se alăture profesorului Ion Mihai Giuran în demersul acestuia de a mai achiziționa un incubator pentru spitalul din Slatina. Sportivii amatori au alergat ca să strângă fondurile pentru un nou incubator. Intenționează să strângă, să doneze și al treilea incubator, care costă destul de mult, în jur de 10.000 de euro. Și gestul dânsului ne-a impresionat tare mult și am zis că am putea să, dacă dânsul la 86 de ani a reușit să doneze o mare sumă de bani, și noi care suntem tineri și avem salarii, putem să renunțăm la o mică sumă din cheltuielile noastre zilnice. Să atragem cât mai multă lume să alerge cu noi și implicit să doneze pentru maternitate, pentru copii. Sportivilor amatori li s-au alăturat și cicliștii slătineni. Ne-am strâns și noi Slatina Cycling pentru a dona și a face publică mișcarea noastră de strângere de fonduri pentru achiziționarea al treilea incubator la Spitalul de Urgență Slatina. Sportivii amatori au alergat pentru a-l ajuta în demersul său pe îngerul prematurilor din spitalul din Slatina. La cei 86 de ani ai săi, profesorul Giuran a devenit îngerul nou-născuților prematuri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Acesta a donat două incubatoare nou-nouțe în valoare de 21.000 de euro.